Vă binecuvânt în numele lui Iisus Hristos. De mult nu m-am mai rugat pentru probleme, pentru vindecare, pentru eliberare. Și vreau astăzi să spun doar câteva cuvinte și aș vrea să ne și rugăm pentru tot felul de probleme pe care le aveți, pentru dureri, pentru boli, pentru eliberare și așa mai departe. Pur și simplu n-am mai făcut acest lucru de mult și știu că sunt persoane în ziua de astăzi rănite, sunt persoane bolnave. De fapt, mult mai mult cum era, să zic, cu 2 ani în urmă, având în vedere și circumstanțele, vremurile în care trăim. Și vreau să mă rog pentru voi. Vreau să vă citesc niște lucruri. Mai întâi ca să vedeți, de fapt, care este voia lui Dumnezeu cu privire la încercările sau privire la lucrurile rele prin care treceți, sau necazurile, sau bolile prin care treceți în acest moment. În Matei 8:3, Iisus a întins mâna, l-a atins și a zis, da, vreau să fii curățit. Pentru că voia lui Dumnezeu este ca noi să fim curățiți, să fim iertați, să fim vindecați. Nu știu dacă ai știut acest lucru, dar voia lui Dumnezeu este ca noi să fim vindecați, este să fim iertați. La fel de mult cum El vrea să fie iertat, la fel de mult El vrea să fie vindecat. Pentru că Iisus, la Calvar, a făcut două lucruri. El a luat păcatele noastre și bolile noastre. Sângele lui Iisus Hristos a curs și pentru păcatele noastre și trupul lui a fost zdrobit și pentru bolile noastre. Și vedem, dacă ne uităm în Scriptură, că Iisus i-a vindecat întotdeauna pe toți bolnavii care mergeau la El. I-a vindecat pe orbi, pe șchiopi, pe schilozi, pe muți, pe surzi, pe cei posedați de demoni, pe toți i-a eliberat, i-a vindecat. Spune cum Dumnezeu în Faptele Apostolilor că Iisus mergea din loc în loc și făcea bine, vindeca și elibera pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Deci El făcea bine făcând aceste lucruri. El i-a vindecat pe toți și putem citi acest lucru în Matei 8:16. Biblia spune că cine l-a văzut pe Iisus, l-a văzut pe Tatăl. Citim acest lucru în 14:9. Cine l-a văzut pe Iisus, l-a văzut pe Tatăl. Și dacă vrem să vedem cum este Dumnezeu, trebuie să ne uităm la Iisus. Vedem că Iisus niciodată nu a dăruit sau nu a dat boli. El niciodată nu s-a întâlnit vreodată cu o persoană sănătoasă să spună tu ești cam sănătos, o duci cam bine, hai să-ți dau un cancer. Tu ești prea sănătos, hai să-ți dau o lepră. Sau tu trăiești cam bine, hai să-ți dau o încercare și așa mai departe. Iisus Hristos n-a făcut acest lucru. Din contră, El a vindecat și din punctul nostru de vedere și pe cei pe care nu trebuia să-i vindece. A venit la El 10 leproși și a vindecat pe toți leproșii. Nu i-a întrebat nici de ce confesiune sau ce crede sau dacă au credință, ci a vindecat pe toți. Din păcate, doar unul s-a întors la El și a mulțumit. Sau, cum mai spun unii, că doar unul s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit. Dar cei 9, ce s-a întâmplat cu ei? Deci Iisus nu a ținut cont de religia lor, de confesiunea lor, de credința lor, ci a vindecat pe toți. Și întotdeauna El a spus cu compasiune, cu milă, la fiecare bolnav care a venit la El și a cerut iertare, vindecare, a spus, da, vreau să fii curățit, vreau să fii vindecat, credința ta te-a mântuit, le-a arătat păcatele și așa mai departe. Dar din nefericire există unii creștini care spun că este voia lui Dumnezeu ca ei să fie bolnavi. Și de multe ori mă confrunt cu astfel de oameni și se bat cu pumnul în piept, devin agresiv și cu toate că ei au trăit în tot felul de păcate, murdare și acum dacă trec printr-o boală, îmi spun Dumnezeu vrea să trec pe aici, Dumnezeu vrea să fiu bolnav pentru că și așa mai departe. Însă aceștia oameni sunt ca și valul, azi sunt ok cu Dumnezeu din punctul lor de vedere, mâine se răzvrătesc, poi mâine sunt ok, după aia într-o săptămână iarăși din nou în mocirla păcatului și așa mai departe. În Psalmul 103 spune că Dumnezeu nu face după păcatele noastre,
și nici după fără de legile noastre. Spune cum Dumnezeu binecuvântează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din benefacerile Lui. Și benefacerile Lui sunt, El îți iartă toate păcatele, El îți vindecă toate bolile și spune mai jos că El nu face după păcatele noastre și nu ne pedesește după fără de legile noastre. Dar v-am spus că sunt unii creștini știin care spun că voia Domnului este ca ei să fie bolnav. Și spun că Dumnezeu are un scop cu viața lor, Dumnezeu vrea să facă ceva, de aia le-a dorit această boală, ca Dumnezeu să-și proslăvească numele. Însă dacă omul acesta nu se vindecă și moare în boala lui, Dumnezeu nici de cum nu și-a proslăvit numele, pentru că Dumnezeu își proslăvește numele atunci când omul este vindecat. Și ei vor spune că această boală face parte din planul divin al Dumnezeu și așa mai departe. Dar cei care susțin că ei sunt bolnavi din cauza că asta este voia Domnului, toți acești oameni sunt cei care merg la doctor și plătesc 10.000 de euro pe la clinici private ca să se vindece. Și e un lucru foarte ciudat că dacă tu crezi că voia Dumnezeu este ca tu să fii bolnav, atunci de ce mai faci atâtea lucruri ca tu să fii vindecat și mergi și cumva te răzvrătești împotriva voii lui Dumnezeu și plătești mii de euro ca tu să fii vindecat, cu toate că tu crezi că El ți-a dat boala și voia lui Dumnezeu este ca tu să fii bolnav. Nu e așa că nu prea are nicio logică. Sau merg la farmacie și își cumpără tot fel de medicamente să iasă din această stare. Însă ei susțin în continuare că voia lui Dumnezeu este ca ei să fie bolnavi. Dar ce are logică cu adevărat este că Dumnezeu te vrea bine, te vrea întregit. Voia sa pentru tine este ca să fii vindecat. El dorește atât de mult acest lucru încât a luat și bolile și durerile tale asupra Lui. Nu spune acest cuvânt Dumnezeu în Isaia că totuși suferințele noastre L-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui? Noi am crezut că e lovit de Dumnezeu, bătut, smerit, dar totuși El era străpuns pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre și spune ultima parte, prin rănile Lui suntem tămăduit. Deci, Iisus Hristos la Calvar a luat și boala și păcatul. Și dacă noi credem că atunci când ne rugăm și cerem iertare, suntem iertați, la fel trebuie să credem că suntem vindecați sau am fost iertați și am fost vindecați. Așa că dacă ești bolnav, să știi că nu Dumnezeu ți-a dat boala, pentru că în cuvântul Dumnezeu în Ioan spune hoțul nu vine decât să înjunghe, să fure, să prăpădească, să dea boală, dar Iisus Hristos a venit să dea viață și viață din belșug. Deci, nu Iisus este cel care dă boala, ci diavolul este cel care aduce boală. Pentru că spune cum Dumnezeu, hoțul nu vine decât să înjunghe, să prăpădească, da, și să fure. Îți fură pacea, îți fură liniștea, fură cele mai bune lucruri, îți fură sănătatea. Dar Iisus a venit să dea viață și viață din belșug. Și vedeți că spune cum Dumnezeu în Exodul 15:26, Iisus este Domnul care te vindecă. Jehova Rafa, Domnul care te vindecă. Și să ascultăm cuvintele sale, să ascultăm cuvântul Dumnezeu care spune, da, vreau să fiu vindecat. Iisus peste tot unde s-a dus și s-a cerut vindecare a spus, da, vreau să fii vindecat. Și acest lucru este valabil și pentru tine, cum a fost valabil și pentru cei 10 leproși și pentru toți cei care au venit la Iisus și au cerut vindecare și eliberare. Iisus a luat toate bolile și durerile tale în trupul Său pentru ca tu să nu mai trebuiască să suferi din cauza lor astăzi. Pentru că cei mai mulți care sunt bolnavi suferă din cauza că nu deosebesc trupul Domnului și nu cunosc adevărata valoare a trupul Domnului. Vedeți că cei mai mulți cunosc, să zic așa, ce înseamnă rodovițe, ce înseamnă împărtășirea cu sângele Domnului, și ei recunosc că sângele lui Iisus Hristos a curs pentru păcatele lor, dar nu recunosc și nu cunosc că trupul lui Dumnezeu a fost, trupul Iisus a fost zdrobit pentru bolile noastre. Deci pâinea care este frântă, care simbolizează trupul Domnului, trebuie să înțelegem și să recunoaștem și să fim conștienți că sângele lui Iisus Hristos a curs pentru toate păcatele noastre și trupul lui a fost zdrobit pentru toate bolile noastre.
În acest sens, vreau să mă rog pentru voi, nu m-am mai rugat de mult. Dacă sunt persoane care vizionează acest videoclip, au probleme de sănătate, depresii, atacuri de panică, frică, dureri de cap, de picioare, de spate, de genunchi, de mușchi, de indiferent dacă sunt chinuiți, vă rog să puneți mâna în locul acela care vă doare. Dacă aveți probleme cu capul, puneți mâinile pe cap și vreau să mă rog pentru voi în următoarele momente. Tată, în numele lui Iisus Hristos, îți mulțumesc pentru fiecare persoană care privește în acest moment. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că prin faptul că ei privesc și fac acest lucru, Tu onorezi, Doamne Iisuse, credința lor. Pentru simplu fapt, Doamne, că ei ating locul care îl doare sau unde au o problemă. Îți mulțumesc în numele Lui Iisus Hristos, Iisuse, că Tu la Calvar ai luat și bolile noastre, și suferințele noastre, și păcatele noastre. Și, Tată, în numele Lui Iisus, îți mulțumesc. Și de aceea poruncesc oricărui duh de neputință, duh de boală, duh de apăsare, duh de depresie, duh de atac de panică, duh de curvie, în numele Lui Iisus Hristos, duh de înșelăciune, vă poruncesc să plecați chiar acum de la orice persoană, în numele Domnului Iisus Hristos. Duh de neputință și de apăsare și duh de depresie, îți poruncesc să pleci în numele Lui Iisus Hristos. Poruncesc oricărei dureri fizice să plece chiar acum de la orice persoană în numele Domnului Iisus Hristos. Poruncesc durerilor de cap, migrenelor, poruncesc în numele Iisus Hristos durerilor de mușchi, de oase, să plece în numele Iisus Hristos, orice boală de nervi, să plece în numele Domnului Iisus Hristos. Eliberez viață în trupurile voastre în numele Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos, Tată, îți mulțumesc pentru că Tu lucrezi chiar în acest moment prin Duhul Tău cel Sfânt și Te atingi de fiecare inimă. Și în acest moment, Doamne Iisuse, sunt persoane care sunt vindecate, eliberate, restaurate. Sunt persoane, Doamne, care plâng de bucurie că Tu Te-ai atins de ele. Îți mulțumesc, Tată, că Tu Te-ai atins de trupurile lor și le dorești o speranță și o nădejde. Amin. Dacă nu L-ai cunoscut pe Iisus Hristos, dacă nu ai o relație personală cu El, Cuvântul Lui Dumnezeu spune că dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit, faceți acest lucru, mărturisiți pe Iisus Hristos cu gura voastră ca Domn și Mântuitor și credeți în inima dumneavoastră că El L-a înviat pe Iisus din morți. Schimbați-vă viața, chemați pe Iisus Hristos să vină să locuiască în inimile voastre, trupul tău să fie templul Duhului Sfânt. Cum spune cum Dumnezeu, fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Căutați pacea și sfințirea, spune cum Dumnezeu, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Nu-L vom vedea pe Domnul dacă nu căutăm pacea și sfințirea. Să nu ne înșelăm, să credem că dacă ne îndeletnicim și cu lumea și cu Dumnezeu, Dumnezeu va ține cont. Înaintea lui Dumnezeu nu există așa ceva, El este un Dumnezeu gelos, ori cu lumea, ori cu El, ori în rece, ori în clocul, dar El nu acceptă să fii căldicel. Și dacă ești în rece, dacă ești rece, oricum ești pierdut, dacă ești în clocul pentru Dumnezeu ești al Lui, dar dacă ești în clocul este mai grav pentru că totuși în clocul tu ai o speranță și ai o nădejde falsă, dar dacă ești rece tu știi bine unde te duci. Adică nici la un caz împreună cu Dumnezeu. De aceea primiți-L pe Iisus Hristos. Spune cum Dumnezeu, astăzi dacă auzi chemarea, nu amâna. Nu amânați, pentru că venirea Lui este foarte aproape. Vedem tot ce se întâmplă în lume, lumea este nebunie. Anglia a anunțat că se confruntă cu o secetă care nici în ultimii 200 de ani nu a fost așa de mare. Deci, vedem tot ce se întâmplă, Cuvântul Lui Dumnezeu se împlinește, Maranata, Domnul nostru, vine, Shalom.